Ne aflăm în Casa Memorială Iuliu Maniu, locul pe care Iuliu Maniu îl numea acasă. În această casă, de-a lungul timpului, s-au perindat, au fost vizitată familia de către diverse personalități politice, culturale, începând cu Simion Bărnuțiu. Pe linie paternă, Iuliu Maniu provine din familia lui Simion Bărnuțiu. Apoi, la 1892, memorandiștii s-au reunit aici și chiar aici, în salonul casei, s-a dat ultima formă a memorandumului. Iuliu Croianu, unchiul lui Iuliu Maniu, pe linie maternă, a redactat memorandumul chiar aici în casă și s-a și păstrat până în 1940 o ciornă acelui memorandum, aici biroul lui Iuliu Maniu. Sigur, înainte de unirea de la 1918, liderii ardeleni s-au întâlnit aici pentru a se sfătui. Iar în perioada interbelică, diversi oameni politici importanți de la București vizitau pe Iuliu Maniu când se retrăgea aici. Chiar în 1925, Nicolae Iorga vine aici la Bădăcini și este oaspetele familiei Maniu. De asemenea, dintre cei 7 episcopi martiri în perioada comunistă și care au fost beatificați de către Papa Francis, 3 dintre ei au fost oaspeți aici în casă. Iuliu Hosu, cel care a citit și proclamația de la 1918, vine în 1929 și celebrează înmormântarea Clarei Maniu, a mamei lui Iuliu Maniu, și atunci tot guvernul României a fost prezent aici, pe dealul Țarnei, la Bădăcini. Apoi episcopul de Oradea, Valeriu Traian Frențiu, iar în 1942 vine episcopul Ioan Suciu, chiar în timpul dictatului, și este oaspete aici în casă, chiar dacă familia era refugiată atunci, era parte la Cluj, o altă parte la Sibiu. Pe linie maternă, Iuliu Maniu provine din familia vicarului Demetriu Coroianu, un mare vicar al Silvaniei, care va duce la îndeplinire hotărârile sinodului de la Șiuleu de la 1850 de a înființa școlile confesionale în țara Silvaniei. El este cel care îi obligă pe preoți să ofere spații pentru școli, dar și cântărețul de la strană, care știa să scrie, să citească, să devină și învățător. Clara Maniu, și o vedem aici în imagini, a condus pentru 16 ani reuniunea femeilor sălăjene și în această perioadă reușește să construiască, să înființeze școala normală de fete de la Șiuleu Silvaniei, organizează șezătorii culturale în satele din țara Silvaniei, în care fetele erau adunate și li se făcea educație. Erau învățate să scrie, să citească, să cântece autentice românești, să asorteze culori și așa mai departe. Și avem aici o scrisoare de la 1884 a lui Vasile Alexandri, prin care o felicită pe Clara Maniu și pe aceste doamne din Reuniunea Femeilor Sălăjene pentru aceste opere culturale și de caritate pe care le înfăptuiau. Aici avem chiar o fotografie cu Clara Maniu și doamnele din Reuniunea Femeilor Sălăjene protestând la procesul memorandiștilor de la 1884 de la Cluj. Și-au riscat atunci libertatea pentru că puteau să fie arestate. Toți memorandiștii știm că au fost arestați și închiși. Totuși au avut curajul să protesteze. Imagini cu prima biserică de la Bocșa, unde a fost înmormântat Simion Bărnuțiu. Astăzi această biserică nu mai există. Pe locul ei s-a construit biserica nouă care a fost sfințită în 1943 chiar de către episcopul Iuliu Hosu. Și printre tipuri se află și Iuliu Maniu. Tatălui Iuliu Maniu va fi cel care va aduce pe Simion Bărnuțiu acasă de la Iași atunci când se îmbolnăvește. Știm că Alexandru Ioan Cuza construiește o căruță specială pentru el. Îl aduce acasă. Însă, înainte de a trece Meseșul la Gorgana, este locul în care a murit. Prindeți
Testament Simeon Bărnuțul îi lasă nepotului nu bani așa cum ne-am așteptat, ci îi lasă manuscrisele să îi le tipărească. Așa, toate manuscrisele lui Simeon Bărnuțul au fost păstrate aici, în biroul casei, până în 1940. În mai, chiar de ziua lui Corneliu Coposu, îi dă sarcina lui Corneliu Coposu să ducă și să doneze Academiei toată arhiva secolului XIX a casei, manuscrisele lui Simeon Bărnuțiu, această ciorna memorandumului, peste 70 de scrisori și alte documente importante. Sigur, a fost inspirat Iuliu Maniu, pentru că restul bibliotecii care a existat aici în casă, în 47, a fost arsă aici în fața casei. Fotografii de aici, din casă, din afară, într-o campanie electorală, la Culesul Vie, era o mare sărbătoare, Culesul Vie, aici la Bădăcin. Studiile, Iuliu Maniu le începe la Blaj, liceul finalizează, termină la Zalău, unde este și, în clasa 12-a, secretarul Cercului de Literatură din liceu. Avem și carnetul de note al lui. Apoi, facultatea de drept o face la Cluj, se specializează apoi la Budapesta și devine doctor în drept la Viena. Avem o fotografie cu Alexandru Vaida Voievod, erau studenți acolo. La finalizarea studiilor, devine avocatul Mitropoliei Greco-Catolice de la Blaj, unde predă și drept civil în seminarul de la Blaj, avem propunerea Mitropolitului. În 1911 organizează sărbările Astrei. Mitropolia îl însărcinează pe tânărul avocat să organizeze. Atunci a participat Caragiale, a fost Coșbuc, a fost Goga, Aurel Vlaic a făcut o demonstrație pe aeroplanul, pe Câmpia Libertății, a fost foarte mare sărbătoare și conducerea Astrei la final îl felicită pe Iuliu Maniu pentru modul în care a reușit să organizeze această mare sărbătoare culturală. În 1915 este trimis în război pentru că s-a opus introducerii limbii maghiare în armata Imperiului. Și sigur avea mai multe argumente, mai mult spunând că în Imperiul nu sunt numai maghiari, sunt și români, și polonezi, și slovaci, și cei deja mai departe. Atunci scrie un articol, Octavian Goga pleacă și Maniu. Au știut că l-au trimis în prima linie și au crezut că nu-l vor mai vedea niciodată. Însă Dumnezeu a avut un alt plan cu el. Este trimis în Munții Tirolului, mai întâi. Scrie o scrisoare de acolo mamei sale și spune, suntem în mâna lui Dumnezeu, că numai el ninădește. Apoi pe frontul din Italia este rănit. Și avem două fotografii. De un sali, în 1911, vine acasă și îl vedeți îmbrăcat în locotene. La sfârșitul războiului, ajunge la Viena, cere ministrului de război permisiunea de a aduna sub comanda sa toți soldații și ofițerii români care erau dispersați pe diferite fronturi. Reușește să adune peste 60.000, 70.000 de soldați și ofițeri. Gândul lui a fost să organizeze prima armată românească în Ardeal. Asta pentru că, deși alți lideri ardeleni au cerut ca armata română din regat să vină și să ne elibereze, Maniu a gândit un pic înainte și a spus la tratativele de pace de mai târziu se va spune că am fost cuceriți și că n-a fost o decizie a noastră. Și de aceea, dar de acești ofițeri s-a folosit și pentru a organiza cercurile electorale în 1918. În 1918, Maniu este cel care comunică la Budapesta. El este însărcinat de către Consiliul Național Român să comunice ce se va întâmpla la Alba Iulia și el spune atunci, n-am venit să vă cerem voie, am venit să vă anunțăm. Abia atunci au dat seama că Maniu are o armată organizată în Ardea. Mă bucur că suntem la Bădăcin astăzi, împreună cu membrii Asociației Scriitorilor din județul Sălaj, în proiectul Locurile Memoriei Culturale, un proiect realizat de filiala Cluj a unui scriitor din România. Voi citi astăzi un editorial apărut în anul 2019 în ziarul Magazin Sălăjan, tocmai pentru că face referire la acest loc. Bădăcin 2019. Am fost și eu sâmbătă la Bădăcin. Nu puteam lipsi.
Am scris de nenumărate ori despre casa lui Iuliu Maniu, am editat cărți care vorbesc și despre Bădăcini și despre conacul în cauză. Într-un fel m-am legat de satul lui Maniu, așa cum port în suflet și alte locuri din județul Sălaj. Lume multă, pestriță, primar cu tricolor, mulți primari cu tricolor, dacă tot a fost prezent și șeful mare de la București. Și ce șef mare, poate viitorul prim-ministru. Au fost de față și alți primari, fără tricolor, și un fost prim-ministru care a ținut să ia cuvântul. Poate era mai bine să tacă. Așa e la noi, cam peste tot, prea mulți vorbitori care nu spun nimic. Mi-a plăcut intervenția primarului din Oradea, scurtă, la obiect. Chiar așa, nu ne este rușine că la 30 de ani de la Revoluție nu toate clădirile simbol ale românilor sunt reabilitate? A vorbit și un academician, probabil bine, numai că nu s-a mai auzit nimic din discursul domniei sale. Așa că lumea pestriță s-a retras la corturi, la sarmale. Printre îmbucături, unul altul mai trimiteau săgeți, de ce n-a venit unul, altul, să le fie rușine? Nu ne cunoaștem istoria. Am fost și eu sâmbătă la Bădăcin. Nu puteam lipsi. O zi superbă de toamnă, peste discursuri de punere de coroane, liniștea împlinirii unui vis, datoria vieții noastre. Liniștea s-a lăsat oricum peste Bădăcin. Vă invit și eu să vedeți reabilitat acasă a fostului prim-ministru al României. Sălajul poate trăi măcar prin istoria lui și nu sunt multe lucruri de făcut în acest sens. Și chiar nu merită să mai așteptăm încă un centenar. Închei cu un citat din monografia satului Bădăcin și a familiei Maniu, ediția a treia revizuită și adăugită la editura Caiete Silvane din anul 2018, scrisă de preotul Cristian Borz, căruia îi mulțumesc și pe această cale pentru tot sprijinul pe care ne-l-a acordat de-a lungul timpului. Maniu a știut că puterile occidentale au abandonat România în mâinile sovieticilor chiar înainte de terminarea războiului și cu toate acestea a continuat să lupte chiar dacă lupta sa însemna închisoare și moarte. El considera martiriul său piatra de temelie a renașterii poporului în viitor. Într-o discuție pe care a avut-o cu nepotul său, Ionel Pop, înainte de alegerile din 19 noiembrie 1946, Maniu spunea: eu știu că toată garnitura noastră împreună cu mine vom muri în închisoare, dar nu-ți dai seama că asta e datoria mea, a noastră? Este singurul lucru pe care îl mai pot face pentru poporul român acum: să-i dau demnitatea luptei. Oare mai putem lupta pentru țara noastră? Ne aflăm într-un loc din panteonul mare al României. Nu suntem suficient de bine pregătiți să lăcrimăm suficient pentru cei care s-au jertfit pentru neam. Nu suntem suficient de bine pregătiți să mulțumim luminii că ne-a dat astfel de oameni. Iuliu Maniu a militat pentru iubirea între oameni, pentru drepturi egale, pentru fiecare suflare de pe acest pământ minunat. Aș reține înainte de toate faptul că a fost printre cei mai puternici opozanți la transformarea României într-un gulag roșu. E adevărat, a făcut asta martinic, a murit ca un martir, s-a dus în ceruri în numele neamului românesc. Câteva versuri sunt nimic pe lângă lumina pe care ne-a lăsat-o. Rămâne doar să vărsăm o lacrimă interioară pentru cel care a pus încă o stea de lumină pe cerul României.
În labirintul nostru de toate zilele, intrăm pe sub un portal capitonat cu piele de râs. Înconjurăm cu toții coliviile din centru, unde ultimele ciori cu pene roșii oftează după defilările de altădată. Fanfare mecanice, deșteptătoare la gât, carnete de partid infestându-ne sângele. În parc, 6 bătrâni de câlți rup alternativ de pe vestonul soarelui câte o decorație murmurând translucid. În fiecare sat împietrit, buvnițele cu față umană își aleg transparent un parlament gri și îl hrănesc într-una cu mere pădurețe. Ne târâm într-un spectacol de gal. Toate zâmbetele ne-au înghețat pe buze ca niște decorații coclite. Pancartele roșii incendiază orașul. Primim salopete, viorii, de câlți foarte bine spreiate, catalige de soc, măști în colore, bastoane albe, albe. Ne-am încrețit destinele. Intonăm în gând marșuri sângerii. Imităm cu drag oglinzile de staniol de unde ieșim într-una cu suflete zebră, rău, mai rău, mai rău și mai rău, până când urlăm de fericire. Iubito, dacă vei pleca totuși, spune tuturor că luna nu este târfa nimănui. Slavă luminii, slavă lui Maniu, slavă nației române. Clădirea. Zi fără nori, cu puțin vânt ufos dinspre munți de pe zăpadă. Soarele și-a înfipt ghearele în sticla ferestrei și mătura cu vârful aripilor pervazul. Mai târziu, când s-a făcut întuneric și liniște, l-am auzit cum trăgea din covor numai firele roșii pe care le înghițea ca pe niște râme. Începând de la prag, am rulat covorul încet, să nu cumva să mă simtă pe aproape, iar acum, cu sulul sub braț, cobor scările fluierând. Ceremonii. Astăzi, orele mi se par culcate în aer, precum o femeie singură în toate încăperile casei. Minutele sunt tot cele pe care le știi, cele cu pas scuturat, în care condamnatul mângâie ghilotina. Anotimpurile cad de pe o terasă plină cu necunoscuți într-o mașinărie cu bile. Locuiesc în casa aceasta, unde numele meu e o pisică întinsă pe prag, între înăuntru și afară. Ceva mai târziu. Așa țin minte că la naștere tocmai ieșeam dintr-o noapte în care ardea un vapor. La primii mei pași pe apă am văzut că peștii sunt triști.
Se mai aruncau după câte o floare de tei care sfredelea aerul. Apa trebuie să fie veselă ca și soarele, iar fața mea nu era decât peretele alb pe care lunecau pești, ori poate o zi petrecută într-un magazin de articole muzicale. Murmurul mării face popasuri în câte o siluetă omenească în mers. Mai târziu, prin fumul de la țigări, două mâini întinse una spre alta în mijlocul unui bal mascat. Declarație de dragoste. Ea îmi zâmbește cum ai pune un boboc de floare la o pălărie pictată de Goya. Pași din dormitor până în camera de zi. Cum mi se pare că v-am mai spus, scriu versuri doar la lumina unui fulger. Numai atunci se văd în frunzișul întunecat cele mai coapte cuvinte, gata să cadă oricând în hățișul de spin și mă întind pe vârfuri să le adun. Nu se cuvine să pierd scurta clipă când aș putea scăpa din colivia asta în care mă vizitați. Așadar, despre inefabilul sentimentului de religiozitate și rezistența prin cultură, prin religie, într-un univers concentraționar, vorbesc Maica Arsenia și Padre Basilio, bunicul Ruxandrei Cesăreanu. Rugăciunea, viziunea, jertfa pentru creație și pentru credință, procesul de represiune, confruntarea cu oameni și monștri, sunt constantele celor două povestiri, deși evenimentele, conflictele, sunt relativ diferite. Dacă pentru surprinderea personajului feminin se îmbracă haina omniscienței, textul fi construit în partea finală ca o confruntare a gândurilor personajului, în prezentarea bunicului, autoarea decide să-și asume o dureroasă echidistanță, construindu-și evocarea, cu excepția incipitului și a finalului, pe documente ale securității și scrisori ale bunicului sau ale delatorilor. În Valeriu apare imaginea intelectualului nevoit să-și reprime gândurile, nemulțumirile, până la decizia radicală, dramatică, de a ieși din starea larvară și de a riposta, de a striga jos comunismul în fața statuii lui Lenin. Violența fizică e surclasată de experiența ospiciului, căci a doua existență, cea din ospiciu, e inițial tot sub semnul disimulării, asemenea existenței anterioare. Reacționar în final și în ospiciu, Valeriu își va disimula nebunia, devenind un echivalent al personajelor dintr-o operă bufă. Ochiul ager al securității, omniprezentul Big Brother, e reverat în Johan, unde securiștii sunt deghizați în instalatori, dovadă certa faptului că nu le scapă nici problemele casnice, nici cele de conștiință sau planurile de emigrare, nedezvăluite nici familiei. Același ochi ager apare și în Onac, unde se prezintă procesul de racolare a turmătorilor, de la identificarea portretului moral, la identificarea particularităților psihologice, adoptarea argumentelor și adaptarea lor la profil, purtarea, presiunile constante, sistematice, în paralel cu metamorfoza victimei. Învățătorul, relativ mulțumit inițial de propria viață, ajunge să-și denunțe prietenul. Victimele și învingătorii Revoluției, fenomenele secundare, mineria, de mitinguri, încheie panoplia celor 5 decenii de final de secol. Cum se deturnează o revoluție cu vreo câteva telefoane? De unde au apărut teroriștii? Și cum ajungi să-ți asumi o biografie ficțională? Cum se pregătește și cum se desfășoară o mineriadă sau un meeting? Sau cum continuă prigoana intelectualilor după 1990? Ce gândește și ce simte un președinte sau un senator? Sunt întrebările la care Ruxandra Cesăreanu a căutat și a oferit un răspuns în ultimele capitole ale cărții. Nu neapărat de pe poziția cercetătorului, nici de pe cea a memorialistului sau a istoricului. De pe o poziție inedită, a șahistului din povestirea finală, care ne invită la o partidă pe tabla istoriei, căci fiecare pagină e, de fapt, o inspirată mutare, dezvăluind strategii și dileme, sacrificii și victorii, într-o încercare de a da un șahmat trecutului. Ne aflăm într-un decor impregnat de istorie, iar în acest context
am ales un fragment dintr-o cronică intitulată Destine printre ruine, a cărții semnată Ion Pițoiu Dragomir, Coroana de spini. Ion Pițoiu Dragomir transformă sau metamorfozează istoria într-o pagină de ficțiune. Roman istoric sau nu, Coroana de spini este o scriere de actualitate, atât din punct de vedere tematic cât și formal. Titlul este unul simbolic, făcând trimitere la elementul religios și destinul cristic al ființei, aflată într-o permanentă golgotă a trăirilor interioare, cât și a supliciului exterior. Autorul ne propune o formulă de roman cel puțin inedită, atât la nivelul structurii cât și la nivel tematic, scrierea apropiindu-se de genul memorialistic, de textul non-ficțional. Asemenea unei pelicule, ne sunt derulate secvențe de un dramatism cutremurător, într-o manieră sacadată. Citez. Stă, oftează, privește crucea, o mângâie, cu sufletul mai ales. Moș Nicolae îl vede coborând spre sat. Simte furtuna, pune jos pensula și vopseaua. Își ia cârja, abia acum se vede că are doar un picior. Tematic, volumul nu este construit pe portative diferite, autorul alege să fixeze, în imagini cutremurătoare, o perioadă în care cruzimea a atins cote grotești, în care bestialitatea frizează absurdul, iar suferința devine o stranie sinfonie consumată în tăcere. Citez. Unul izbește ușa cu cizma, nu se deschide. Vine și celălalt. Lovesc împreună. Se dau la o parte, își fac avânt, se repede amândoi cu umerii și ușa cedează. Cad cu ea cu tot. Unul intră. Nu, se aude glas de femeie. Nu, vocea înăbușită. Femeia dă să iasă pe ușă, dar militarul de pază o împinge înăuntru. Nu, ignir. Și țipăt de copil în întuneric. Cele două voci sunt sugrumate apoi definitiv. Câinii latră peste tot. Suferința ființei devenită marionetă și victima a călăilor puterii justifică încadrarea acestei scrieri în universul ficțional. Este reiterată drama evreilor claustrați într-un univers concentrațional fără scăpare. Deschideți, deschideți hienelor, degerăm aici. Vântul îi acompaniază sinistru. Murim de foame, murim de sete, ne mor copiii. Femei înecate de plâns, țipă cu disperare. Bătăi în pereții vagonului, vacarm înăuntru și afară. Crivățul izbind cu furie. Apocalips. Printre scânduri, câte puțin se zărește afară. Fâșii de imagini, orizontale pentru început. Pustiu alb, infernul, copaci împietriți, bărbații împing ușa. Îi ajută femeile și copiii. Sunet, derupere brusca unui lacăt. Petre împinge ușa vagonului, care culisează scârțind. Afară urgie, încremenire, clipe apăsătoare. Închei citatul. Elementele naturaliste prezente în realitatea sistemelor totalitare sunt conturate de către autor aproape neverosimil. La nivel microtextual, Ion Pițoiu Dragomir recurge la ceea ce se numește tehnica contrapunctului, redând suferința într-un sistem hard din care softul a fost exterminat. Sunt deopotrivă nuanțate categoriile negative, prinse într-un caleidoscop de imagini în care bestialitatea, ființa interioară, animalică, se conjugă într-o poezie a suferinței fără limite. Fraza scurtă, sacadată, ritmul incisiv și alert traduc o dinamică a trăirilor într-o narațiune lirică heterodiegetică. Citez, copiii aleargă la început în grămadă, apoi se distanțează. Copilul cu piciorul mai scurt aleargă și el, prizonierii privesc împietriți. Aplaudați, nimeni, un foc în aer. Aplauze înfundate, lacrimi, aplauze, lacrimi. Copiii fug spre ținta anunțată. Închei citatul. Scriitorul, el însuși un fost deținut, într-un purgatoriu cel puțin nefiresc, realizează un scenariu a cărui acțiune s-a desfășurat în cavernele inaccesibile ale unei solitudini absurde, împinsă până la limita posibilului, dincolo sau din face de uman. Personajul Ion Pițoiu Dragomir rătăcește în doma subterană, care nu-i permite nici fronda, nici libertatea.
Pentru că ne aflăm la Casa Memorială a lui Iuliu Maniu, vreau să citesc câteva cuvinte pe care le-a spus acesta. Sunt adânc pătruns de misiunea mare a neamului românesc. Am nestrămutată încredere în forțele de care dispune pentru îndeplinirea acestei misiuni și simt îndatorirea pe care o are fiecare român de a contribui neîntrerupt la întărirea și dezvoltarea în toate direcțiile acestor forțe. Îndatorire a cărei nebăgare în seamă înseamnă de-a dreptul trădare de neam. Citesc din patriotul Iuliu Maniu, pentru că se aplică în contextul actual, pentru că îmi doresc ca spiritul său să ne însuflețească pe toți, sau măcar pe unii dintre noi, să luptăm acum, astăzi, pentru libertatea pe care suntem pe cale de a o pierde definitiv. Pentru că astăzi ne găsim în acest loc deosebit, plin de o istorie dureroasă a neamului nostru, la Casa Memorială Iuliu Maniu, doresc să recit una dintre poeziile mele intitulată Vatra Țării. Este o poezie care a apărut în anul 2014 în placheta mea de versuri, Poeziile Trecutului, editura Caiete Silvane, Zalău. Vatră de istorie stinsă de potopurile lumii, de-ar putea să învie astăzi să te aprindă iar străbunii, că noi n-avem nici voință, nici curaj și nici putere să-ți mai ridicăm făclia fericirii din durere. Vatră de istorie stinsă, ce ne-ai spune iarăși oare, de s-ar înălța din tine flăcările arzătoare, că ne-am depărtat prea iute de meleagurile noastre și am ajuns străini prin lume, despărțiți de frați, de case. Am uitat Carpații mândri, Miorița cea bălaie, Ana lui Manole în ziduri, baci cu șubele de oaie. Am uitat de monumente și de stâlpi din Moisei, de Troița de la poartă și de Pupăza din Tei. Am uitat și Delta Lină, moții noștri cu ciubere, și de Horea și de Croșca, cei ce suferă în tăcere. L-am uitat pe Ștefan Domnul și coloana infinită, pe strămoșii ce din veacuri au ținut țara unită, și bisericile sfinte, carele cu patru boi, Mureșul ce curgea gale și morminte de eroi. Vatră de istorie stinsă, noi eram stăpânii țării, dar te-am părăsit pe tine, luând calea depărtării. Iar acum, când dorul arde, de ne-ar fi oricât de bine, ne rugăm să deie Domnul să ne întoarcem iar la tine. Că-i rușine și să spunem ce-am ajuns și-am fost odată. Munții noștri poartă aur, noi cerșim din poartă în poartă. Pseudofabulă cu libertate. Sub dictatura nefericirii, plânsul e un agent dublu. Te mângâie îndurerea cu care aluneci lent spre moarte și crezi că nu are cum să te trădeze, că secretul descărcării tale sentimentale, slăbiciunile acceptate ca pe un geam în siamez, vor rămâne ascunse și numai tu te vei putea întoarce la ele în mare taină. Dar nu e așa. Te scurgi lent spre moarte în spațiul disarmonic al vidului, iar durerea tot cuprinzătoare îți știe fiecare cădere în păcatul păcii cu sine. Confesiune desecretizată pentru care tot tu vei plăti. Vinovat pentru primul act al trădării, plânsul cel ce-ți confirmă nașterea cărnii. Cauți fibra otrăvită pentru armistițiu, tai felii din arborele genealogic până la trunchi. Acolo, în desfacerea unui alt fel de carne, stă începutul și sfârșitul tău distopic. Spune-i durerii că vrei să-i răstorni dictatura. Libertate, libertate, libertate! Declară că-i nu-i recunoște autoritatea asupra sângelui tău luminat, că oasele și carnea își declară autonomia și instituie în trup o zonă liberă de durere și milă, cu centrul în zona inferioară a sternului. De această rebeliune te vor acuza ca de cea mai mare trădare,
dar tu vei ști că totul n-a fost decât o alunecare lentă. Ne aflăm pe un alt altar al lui Simeon Bărnuțiu, personalitatea care a marcat trecerea noastră a României către modernitate, cel care a militat ca cei ce locuiesc pe aceste sfinte meleaguri să aibă viață firească, frățească și luminoasă. Exemplul lui, mai ales pentru tinerii care au nevoie de lumină, este unul absolut. Fie ca înțelepciunea noastră a tuturor să-l ducă mai departe. Ars poetica. Furtuna asta, după ce a rupt și noile hamuri, face noduri pe toate râurile și înfige în ele fanioane de urlete. Pe fața fiecărui lucid și roiește sângele mereu proaspăt într-un atentant. Numai bun pentru marea dragoste a șacalilor. Când să-și taie venele pentru un cuvânt ars de rămușcări, câțiva trecători i-au oferit poetului pastile viorii de cucută. Festinul care a urmat era ca un sărut fulgurant al lunii, pe fruntea lui unde sfârâia continuu o coroană de spini. Basorelief. Bănuisem că multe dintre cuvinte sunt mai ales răni parfumate. De aceea am și subscris ca fiecare aniversare a lor să primească luminiu câte un honoris causa. Nu te mira, mi s-a spus, dacă toți monștrii pe care i-ai hrănit în poemele tale te vor devora într-una, în travestii oarecum, tocmai pentru că tu, cu predilecție, le-ai pus pe tavă jăratic. Cu mânionie te-i compun poeme de Mihai Eminescu și tu, iubito, fi geișa petalelor albe, chiar dacă azi tot mai mulți trecători se închisie în vitrine unde să-i aplaude nimeni. Autoportret. Că l-ai trădat și pe rege, treacă meargă. La noi e un sport național. Am strigat de dincolo de canion un condor de ger. Și atunci i-ai spus și lui Făt Frumos că sfărâmarea lanțurilor e doar o repetiție cu public în agora cu sârmă ghimpată. Cu un al treilea ochi poate că m-aș afișa uneori, dar cine să mai accepte azi că ninsoarea adevărată pășește sus. Afabil, totuși, i-am întins soarelui o uriașă oglindă și i-am strigat: nu te rușinezi că mi-ai topit prea devreme cocoașa aceea diformă și mi-ai și rătăcit legitimația de slut. Deasupra canionului m-am convins adesea
schimbarea unui rating este în primul rând o problemă de polifonie. Defilam prin fața portretului, câte urlete, Doamne, ce urlete! Cu buzdugane, cu muzunarele pline de furnici roșii, ne fierbea sângele de ură și zâmbea. Ne mișcam ca niște soldați de plumb, Doamne, câte urlete! Străzile se umpleau de bube, cântecele se infestau de roșu. Vino, iubito, și bucură-te că albatroșii îți pun la picioare cuburi albastre, culese luminiu de pe al marele cerului. Arhiva Păianjen. Astăzi trebuie să-mi arunc în cuptor mâinile. S-ar cădea să le și cer, că în lipsa mea acolo departe aprindeau chibritul în sloiurile de gheață. Părea că mătură podul bisericii când se hârjoneau aruncându-și lovituri de ciocan. Azi noapte le-am aflat trimițând cu praștea stele în apă. Aștept să tacă, să fie perne duse de vânt, din care cad vierni. Aforism. Rândunicile s-au adunat pe sârma de telegraf ca niște autori țanțoși de aforisme. Poartă rămășițele unei uniforme de parcă au fost colegi de școală. Mâine vor scrie un rând negru pe coala întinsă a cerului. Băile Olănești, izvorul 24. Din peretele unei stânci crește o colilie barbă de preot. Sub țăcălia popii, doi gemeni într-un cărucior fac sul ziua de august și o aruncă în tufișuri. În spatele trăsuricii, mama lor se rușinează ca o lumânare bătută de. Pe sub poarta sărutului veșnic, lângă masa tăcerii de-apoi, din coloana înălțată spre soare, infinitul se naște cu noi. Dăltuiți dintr-o stâncă de munte, mai alături cu doina de dor, peste brazii cu brațe deschise, e începutul acestui popor. Căutând miorița pierdută printre văi ce se aud suspinând, neamul nostru sculptat pe troițe, Dumnezeu l-a întrupat din pământ. De la marea cea mare și întinsă, un simbol ce sfidează vecia, până la vârfuri de nori și de gheață, e aici țara mea, România. Nu strigați să vă audă străbunii, ci vorbiți doar cu șapte între voi, când vor trage un clopot din turlă și vor trece cu carul cu boi. Nu trântiți poarta vieții prea tare, ca să stingeți sărutul fierbinte. Liniștiți, stați la masa tăcerii, fiindcă țara și mama sunt sfinte. Din coloana înălțată spre stele, infinitul să înceapă cu noi, atât timp cât ne spun monumente că pe aici au trecut bravi eroi. Pești în apa Iordanului. Pești mari, mulți pești mari la apa Iordanului. Marturi nevorbitori ai botezului. Poate vorbesc și peștii, poate limba lor nu-i înțeleasă decât de altfel. Probabil unii oameni înțeleg și limba păsării și limba jivinelor. Pești mari, mulți pești mari am văzut la apa Iordanului. Și curios, primul gând mi-a zburat la șobolanul de Veneție. Singura dată când am ajuns în Serenissima Republica, de turiști grăbiți
venit peștii din Iordan parcă asistau ca niște gardieni ai nemuririi la ritualica simbolică, ori ipocrita îmbăiere a milioanelor de creștini ce își caută vindecare. Poate vorbesc și pești, poate limba lor nu e înțeleasă decât alți pești. Probabil unii oameni înțeleg și limba peștilor și limba păsărilor și limba jivinilor. La i-ar venit aproape de luminoasa liniște interioară, am auzit parcă sisipul șarpelui. Poate erau alți pești, o șobolanul de Veneția, probabil. Plânsul n-a alungat niciodată singurătatea, nici principiile, luxul pe care și-l permit doar cei ce stau pe margine. Un gând, o străfulgerare, acestea da, te pot elibera de obsesia fericirii. Dacă nu simți decât durerea corpului tale, dacă lacrimile altora nu-ți sfârie retina, nimic nu știi din lumea asta, ajungi să te bucuri că ți se dă voie să existi. Dintre rădăcinile ierbii ies păsări de pradă. Ciocul lor de smarald se ciobește de oase. Numărul morților crește mereu. Deasupra cresc firave cruci de plastic. Nu mă întreba ce fac. În mintea mea circulă trenul de groază, trenul fantomă. Oprește, tată, garnitura blestemată. Voi sta ascunsă printre linii, condamnată de corectitudinea politică. Mă voi retrage în munți apoi, în sihăstrie.